La ce te gândești când auzi cuvântul portret? Este posibil să te gândești la un desen făcut de tine reprezentând chipul mamei sau al tatălui, sau poate la un selfie din telefonul tău mobil, sau la o fotografie din albumul de familie. Poate la o pictură dintr-un muzeu de artă, sau la o sculptură dintr-un loc public și, de ce nu, la un personaj dintr-o operă literară. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au observat schimbările de pe chipul lor în diferite momente sau la diferite vârste. Așa a apărut dorința de a reproduce chipul în diferite ipostaze. Portretul a apărut în artele plastice sub formă de desen, pictură, în arta fotografiei, înfățișând chipul unei persoane. În literatură, portretul este înfățișarea aspectului fizic și moral al unui personaj într-o operă literară. Autoportretul este reprezentarea propriei persoane în pictură, sculptură, desen sau literatură. Așadar, portretul și autoportretul au apărut din nevoia de a păstra imaginea chipului la diferite vârste și în diferite momente. Și pentru a eterniza chipul unei persoane dincolo de moarte. Egiptenii antici au apreciat atât de mult viața și propriul corp, încât nu s-au mulțumit la reproducerea propriului chip, ci au inventat mumificarea, o practică folosită în uscarea și conservarea unui cadavru. Cred că nu exagerez dacă afirm că mumia poate fi considerată un portret antic. În imagine este mumia lui Pankhenamun. Poți observa chipul care este se vede dintr-un sicriu realizat cu grijă pentru foarte multe detalii și simboluri speciale. În continuare, vom vedea câteva portrete celebre realizate de-a lungul timpului. Această imagine reprezintă bustul unei regine egiptene din perioada antică, numită Nefertiti. Numele ei înseamnă frumoasa care, iată, vine. Fata cu cercel de perlă aparține pictorului Johannes Vermeer și reprezintă portretul unei fete cu detalii de vestimentație speciale. Turbanul, cerceii de perlă, dar și poziția capului și direcția privirii impresionează. Grădinarul Aparține pictorului Vincent van Gogh și este portretul unui bărbat obișnuit, un grădinar. Pictorul este celebru și prin autoportretul realizat. Prezentarea unui portret în pictură. Presupune un demers de la imagine la cuvinte pentru a surprinde ceea ce artistul exprimă prin forme și culori. Am ales ca exemplu de portret Mona Lisa sau Gioconda, realizat de pictorul italian Leonardo da Vinci la începutul secolului al XVI-lea. Pentru început, este important să observăm din acest tablou. Ne orientăm inițial atenția în prim plan și observăm o femeie așezată pe un scaun. În fundal se află un peisaj muntos, dominat de cețuri albăstrii cu lumini pale în depărtare. Se observă de asemenea o cărare alburie. Ne orientăm apoi atenția înspre detalii și observăm ochii misterioși cu o privire blândă, subtilă, dar pătrunzătoare, și un surâs enigmatic. Părul este lung, pieptănat simplu, cu o cărare la mijloc, iar capul este acoperit cu un văl negru transparent. Mâinile sunt delicate, sprijinite pe brațele scaunului. Bustul este întors la dreapta, spre privitor. Rochia este de culoare închisă, cu falduri dese și o broderie delicată. Detaliile observate ne permit să stabilim câteva elemente ale portretului fizic. Și anume, Frumusețea feminină misterioasă, pe care o putem observa din ochii misterioși, din poziția bustului, din, din poziția bustului, din surâsul enigmatic, din mâinile delicate sprijinite pe brațele scaunului. De asemenea, portretul se remarcă prin eleganță și distinție, pe care o putem regăsi în modul în care este pieptenat părul rochia, faldurile acesteia și broderia delicată și vălul care acoperă capul. Modul în care sunt redate unele trăsături fizice ne permit să conturăm și unele elemente de portret moral. Femeia sugerează calm, detașare și încredere în sine. Prin privirea blândă, subtilă, dar pătrunzătoare. Fundalul muntos evidențiază forța interioară. Așadar, Mona Lisa este nu numai simbolul unei frumuseți misterioase, ci și prezența unui caracter calm, detașat, nobil, cu încredere în sine. Acum poți face un exercițiu de redactare a unui text descriptiv, pe baza planului prezentării portretului Monalisa sau Gioconda. În introducere poți scrie informații despre pictor și perioada când a pictat portretul. În cuprins te poți referi la ce ai observat în prim plan și în fundal și poți completa cu detalii ale portretului fizic și moral, iar în încheiere Poți adăuga câteva idei despre valoarea tabloului. În continuare, poți citi un exemplu de prezentare a portretului Mona Lisa.